Dimineața. Să știi că țipam în intersecție aici, undeva foarte aproape de voi, dar nu m-auzea nimeni. Pentru că nu, m-am săturat pe drumul ăsta de Galație, București. Sunt tot fel de capcane. Sunt, nu? Da, via Buzău, Urziceni. Că n-am luat-o pe autostradă, știi? De ce n-ai luat-o pe autostradă? Păi trebuie să fac centura, să merg pe centură. A, și pierzi cât câștigi dincolo. Da, 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 și am zis să vin mai repede, dar nu știu cât de repede, da. Am înțeles. Na, fă și tu o magie și terminați odată centura asta. Da, da, un lucru vreau să vă mai spun. Să știți că m-am săturat și de o altă treabă. Am, cred că, un pomelnic cu care trebuie să vin mereu la Ramona și să-i arăt toți fanii care, dom'le, când ajunge acolo, te rugăm, uite, eu sunt cel mai mare fan și zic, crede-mă că sunt foarte mulți. Adică... Deci Ramona are o listă între, în lista ta de prieteni, are deci, o listă de fani. Da, sunt sătul. Nu spune nimeni de tine. De, nu spune nimeni de Răzvan. Deci spune, da, nu spune nimeni de Răzvan. Nimeni. Toată lumea care sunt zbărbați spun de Ramona. Te-ai gândit să o iei asistentă la 2-3 show-uri să bagi săbile în ea? Numai să n-ai mâinile prea mici. Să tai în două. Băi, cu masa. Cu drâjba. Ia-o o dată la un show, când s-o putea din nou. Ia-o și fă-o felite, rog. Pot, nu? Da, poți. Acum să alegem bucătărie, unde e locul oricărei Ramone. Lasă-ne în pace. Ne-ați zăpăcit, că nu avem loc de femei în emisiune. Bun. Uite la chestia asta. Că asta e, trebuie să te uiți aici. Și cu cât ești mai atent, nu știu cum naiba de se întâmplă, de pierzi ceva. Uite, astea sunt cărțile, sunt câteva cărți. Sunt popii ăștia, știi, și așa. Și uite, ia un nas de aici. Uită-te la el. Na, 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 na. A, așa. E un as. Pune-l undeva, chiar aici ar fi perfect. Și amestecă. Păi ce contează unde l-am pus? Sunt patru ași. Nu să-l ghicesc, că din patru cărți n-ar fi așa o treabă. Știu eu, cine știe ce. Da, patru ași. Da. Treaba este că unul din popii ăștia, la culoarea asului pe care l-ai ales tu, îi corespunde. Știi? Acum, care o fi... Nu știu, dar deci am așa, treflă, pică, inimă roșie și caro. Unul din ei se întoarce invers acum, se întoarce la de inimă roșie, da, interesantă chestie. Bine, da, el este aici, de fapt. Ăsta este asul. Și asta este o chestie așa... Mai lent, te rog. Da, asta este o treabă de încălzire, pentru că acum urmează partea mai interesantă, zic eu. Ăștia sunt, evident, popii. Așii pe spate, unul câte unul, o să-și schimbe culoarea. Uite, primul. Bad. Pregătește că mai sunt trei. Păi n-ai de unde. Doi, păi știu. Mai sunt ăștia doi, trei. Cu câteva secunde, în urmă, ăștia erau pe spate roșii. Așa. Mă refer la aș. Dar ăștia nu sunt ași. Ăștia sunt, de fapt, popii. Băiatul ăsta mă crede prost. Și sunt. Numai nu. Deci sunt popii sau sunt ași? Băi, cum vrei... Bă, dar că e ca un display... Se fură la vot în țara asta, băi. Este vrăjeala de asta, când, când am venit, erau cărți roșii, știu. Oricând vrei tu, pot fi roșii, din nou. Nu, uite, poți să le controlezi. Sunt roșii și albastre. Și asta este chestia că le poți da și la control. Erau albastre. Bun, dacă am avea aplauze aici cu doamnele noastre din public, ar fi fost genial, dar s-au dus. Și dânsele... Nu, nu s-au dus! Nu s-au dus. În 2020, prin martie, le-am promis că le lăsăm acasă pentru siguranța lor. Și au rămas în siguranță. Nu știm nimic. Să ne mai scrieți, doamnelor, că nu știm nimic de dumneavoastră. Ne-am zis că vă protejăm pe dumneavoastră, dar a rămas noi neprotejați. Deci, erau roșii. Și acum fii atent. Trucul al doilea, bineînțeles. Merg așa, am spui stop unde vrei tu. Stop. Ține minte cartea asta. Da. Ok. Aș fi vrut să o țin și eu minte, dar... Te zic? Nu, sunt diferite, asta este important. Da. Și aici am... Pentru că a trebuit să intru la voi cu... Că sunt sănătos, că știi, da...
Dar asta e lanț, da, mai de galac. Nu mai este a vostru, numai că nu mai am... Beciu! E lanț de beci! Nu mai am beciu, beciu. Am crezut că e de frumusețe, mă. Și l-am scos și uite, fii atent, asta este o treabă foarte mișto. Cartea ta, n-o uita. Așa. Nu am spălat. Du-te, iar acum stai. Dar uite, uite-te atent aici, că asta este o treabă nasoală. Adică? Păi da, da. Așa. Ah, șapca. Du-te, mă, de aici. Băi, ești foarte tare, mă. Dar cum ai... Nu mai zic nimic. Doamnelor, domnilor, aplauze mentale pentru Iohannes Pel, găsiți online. Ce e cel mai înspăimântător este că face glume și pe TikTok mai nou. Bine, nu sunt glume. La el e muncă, noi luăm munca, râsul de aia îl la televizor. Vă rog să urmăriți, să-i dați un follow de fiecare dată. Mânci, vezi că e prinsă bine aici. Asta mă deranjează și pe mine. Vezi? Ești din același oraș cu el, puteai fi și tu departe. Da, n-am fost, n-am norocul de partea mea. Ți-a plăcut vioara. Mulțumim, mulțumim, să ne vedem cu bine. Mersi și eu. Bum! Mergem la Bianca. Bianca, vreodată, tu cu meseria ta, ai fost măcar îndrăgostită de un magician? Oh. Nu, Dani, că magicianul sunt eu. Așa că... Ia, fă cu asta, fă la... Nu, stai cu minte, că legenda spune că i-a făcut unea o magie de a plâns 3 săptămâni. Lasă, lasă. Deci era prea mult pentru doi magicieni. Doi vrăjitori în același pat, în aceeași casă, nu au cum să se înțeleagă. Știi cum e? Cum nici doi capitani nu pot să fie pe aceeași barcă, că se scufundă. Am înțeles, așa e? Păi așa e, nu poți să ai doi capitani pe o barcă. Cine ia deciziile importante? Corect, că se bat cap în cap. Bine, o să discutăm despre asta, că înțeleg că e tot mai complicat la unii dintre